Trebuia să trăiască miracolul nașterii în preajma Crăciunului. Acum însă familia o așteaptă în zadar acasă, iar doi copii au rămas orfani. O mămică a murit la câteva ore după ce a născut pe cale naturală la spitalul din Caracal. Distrus de durere, soțul acuză medicul care s-a ocupat de sarcină că a pierdut timp prețios pentru a chema alt doctor de acasă pentru intervenție. De Crăciun, Cristina ar fi trebuit să aducă pe lume cel de-al doilea băiețel. Cu o săptămână înainte de termen, tânăra de 29 de ani a mers la spitalul municipal din Caracal. Doctorul care îi monitorizase sarcina era de gardă și a chemat-o să o interneze. I s-a dat două fiole de calciu și ni s-a spus să venim la ora 1. A luat acele fiole de calciu la 10 și la 11 și a luat-o niște dureri de spate, niște dureri micuțe. În aceeași zi, la ora 6 și jumătate după amiaza, tânăra a născut pe cale naturală. N-a mai apucat să-și țină bebelușul la piept. Doamna doctoră mi-a zis că a apărut niște hemoragii care dânsa nu putea să le oprească și a decis să intre în operație să-i se scoată colul uterin. Dar medicul chirurg de rea de gardă, dânsa a crezut că nu este compatibil și a sunat pe cineva de acasă. Mi-a recunoscut că s-a pierdut un timp până a venit de acasă doctorul. Atunci a fost chemat și ateistul și chirurgul. Ei sunt printre cei mai buni medici din spital. Medicii au dus-o pe gravidă de două ori în sala de operații. Starea ei se tot înrăutățea. Între timp a făcut un stop cardiac care a fost resuscitat ușor, adică destul de ușor și-a revenit. Atunci ei au hotărât să facă o histerectomie totală, considerând că acolo este problema. În timpul nopții, pacienta a fost trimisă la Craiova. În salvare, a intrat din nou în stop cardiorespirator. I s-a administrat sânge și după aceea s-a spart vena, făcând hemoragie în continuu, pierdând sânge până au decis că nu mai au ce să-i facă și au trimis-o fără pungă de sânge pe salvare. Pacienta a ajuns în unitatea de primire urgențe aria de resuscitare. Fără rezultat însă s-a constatat decesul. Familia așteaptă rezultatul necropsiei, apoi vrea să facă plângere la poliție. Bebelușul s-a născut cu probleme de sănătate și este în continuare în spital. Conform statisticilor, România ocupă un loc fruntaș în Europa printre țările cu cele mai multe femei care mor la naștere. În 2018, mortalitatea maternă a fost de 9,5 decese la 100.000 de născuți, cu mult peste media europeană.